Am revenit în direct, vă promiteam înainte de pauza publicitară că voi vorbi împreună cu invitatul meu și despre șantierele arheologice care urmează a se deschide în 2015 în județul Buzău. Domnule Matei, aș vrea să-mi spuneți dacă vor fi și șantiere noi anul acesta la Buzău și dacă nu, să vorbim despre cele vechi. Șantierele, în general, secția de arheologie, muzeele județene, au două tipuri de săpături arheologice. Săpături sistematice, mă refer aici la șantierele mari în care săpăturile au loc în fiecare an, de zeci de ani, cum ar fi, de exemplu, la Călomănești, Petroasele, situri binecunoscute. Și mai sunt săpăturile preventive sau supravegherile arheologice care sunt legate de anumite investiții. Sunt investiții mari, cum ar fi autostrăzile, sau investiții mai mici, când diverse persoane fizice sau juridice își fac, eu știu, case. Și atunci, în asemenea situații, dacă există sit arheologic în acel loc, se face săpătura și, deci, din punctul ăsta de vedere, în fiecare an avem săpături noi. Dar în fiecare an, de 40 de ani încoace, noi săpăm în câteva șantiere importante și mă refer aici la Călomănești, cetăția de care amintea și domnul înainte, la Pietroasele, unde se va continua cercetarea arheologică și la terme și în castru, să sperăm, în măsura fondurilor disponibile, dar și la necropolă, pentru că la Pietroasele avem un întreg ansamblu de epocă romană acolo, cu castru, terme și necropolă. Și vom continua la Târcov, care este un șantier relativ nou. El a fost descoperit în 1986. Pentru prima dată s-a făcut o scurtă cercetare, după care noi am reluat-o în 2007. Și mai este la Călomănești, cum o spuneam, cetăția. Mai sunt și șantiere vechi, cum ar fi la Ghereseni sau la Coțatcu, în care s-au făcut cercetări și poate în viitor eu sau colegii mei vom relua cercetările, pentru că trebuie să vă spun, în județul Buzău sunt peste 500 de situri, dintre care 400 și ceva sunt în lista monumentelor istorice, așa că este destul de greu să sapi în toate, practic este imposibil. Da? Zona asta a fost extrem de bogată și este bogată în situri arheologice, așa că preferăm să ne axăm pe o serie de situri mai importante și să le cuplăm cu diverse evenimente în care și publicul să aibă acces, cum am încercat și în anii trecuți cu zilele porților deschise. Și legat de importanța acestor săpături, ne ajută pe noi să obținem patrimoniu. Este o cale destul de ușoară de a obține patrimoniu foarte valoros și e important pentru noi. Mai mult decât atât, sunt și informații istorice. Da? Multe dintre descoperirile noastre apar chiar și manualele, în tratatele de istorie. Adică sunt lucruri care trebuie să le continuăm. Și din punctul ăsta de vedere, întotdeauna Consiliul Județean ne-a sprijinit. Deci cu fonduri am primit a sprijinit cercetarea arheologică. Suntem printre puținele județe care se bucură care, de asemenea ajutor. Da, foarte frumos. Și avem și o tradiție în asta de 40 de ani. Lăudabil. Câți arheologi sunteți la Buzău? În momentul ăsta suntem 6 arheologi. Deci și dacă ați vrea să deschideți multe șantiere, ar fi destul de greu. Destul de greu. Totuși un muzeu județean are mai multe secții și nici personalul muzeului, suntem 41-42 de oameni. În organigramă suntem mai mulți, peste 50. Și este foarte, foarte greu, pentru că în afară de cercetarea arheologică pe care noi de obicei o facem vara și când apar lucrări la cerere, mergem și iarna oricând, mai facem și alte lucruri. Facem și expoziții, facem și evidență. Trebuie să facem și lucrurile astea. Da, e adevărat că noi avem impresia că dumneavoastră stați numai acolo cu nasul în praf și acolo se termină treaba noastră. Aș vrea să vorbim un pic despre șantierul de la Târcov. Vreau să îmi spuneți dacă anul acesta se va repeta episodul de anul trecut, în sensul că vor putea veni buzoienii să se bucure de lucrurile de acolo. Da, anul ăsta
intenționăm să facem din nou o zi a porților deschise, poate chiar două zile, un weekend prelungit așa, sâmbătă, duminică. Anul trecut a fost pentru prima dată când am organizat o asemenea zi la Târgov. Din păcate a plouat. A plouat torențial după ora 3, mi-aduc aminte. Este un sit foarte izolat, fiind cetate dacică. Dacii își puneau cetățile în zone destul de greu accesibile. Drumul până în Târgov e destul de greu, deci se poate ajunge acolo doar cu o mașină de teren. Însă cu toate astea au venit destul de multe persoane, peste 100 am numărat noi, pasionați, oameni pasionați și de drumeție, mulți, dar și de arheologie. Și încercăm în fiecare an să facem o asemenea zi și la Târgov și la Călobănești, unde acolo intenționăm să ducem mai departe parcul arheologic de la Călobănești. Și poate în viitor, că mă întrebați dacă vom deschide situri noi, în județ sunt situri destul de importante pe care noi le știm. Da. Și doar dumneavoastră le știți și e bine și să le țineți care ar merita, care ar merita să se înceapă o săpătură nouă, pentru că în felul ăsta crește și, eu știu, crește și turismul. Un sit nou care poate fi vizitat de turiști, nu? E un lucru bun pentru harta turistică a județului Buzău. Dar trebuie să mergem și noi în limita posibilităților pe care le avem. Oameni, bani, resursa umană, suntem abia 6 oameni care facem acest lucru. Aș vrea să mă întreb, există posibilitatea ca Buzăul să stea pe o comoară arheologică? Și aici plecăm evident de la tezaurul de la Pietroasele. Ar putea fi descoperit un tezaur mai mare decât cel de la Pietroasele? Ce să vă zic, e greu să... Eu zic că da, pot fi făcute descoperiri și mai mari, deși mi-e foarte greu să cred că va mai putea fi descoperit un tezaur care să egaleze tezaurul de la Pietroasele. Și vă spun și de ce. Pentru că până să se descopere mormântul lui Tutankhamon, tezaurul de la Pietroasele era cel mai mare din lume. Așa că e foarte greu de găsit. Însă ele pot să apară de oriunde. Dacă mergeți și faceți anchete prin diverse zone ale Buzăului, fiecare comună, sat, are o poveste, o legendă cu comori. Sunt mulți oameni care văd focuri și spun că joacă comoara, chiar citez. Și cel puțin în zona Petroaselor și în zona Târcovului, unde facem săpături, sunt asemenea legende. Sigur, eu le privesc cu suspiciune, dar oamenii, e frumos că au asemenea credințe și cred în asemenea lucruri. Într-adevăr, da, așa cum vorbeam și în prima parte a emisiunii, sunt și oameni care n-au chiar cele mai curate gânduri în momentul în care caută aceste comori. Eu cred că oricine le-ar descoperi, până la urmă, este dreptul nostru al tuturor să ne bucurăm de ele, pentru că suntem români, trăim pe aceste meleaguri și n-are nimeni dreptul să ni le fure. Aveți dreptate. Eu chiar cu ocazia asta fac și un apel, nu știu în ce măsură o să fiu și auzit. Cei care utilizează detectoare de metale și sunt pasionați de e un hobby, practic, trebuie spus că legislația nu le interzice să umble cu detectorul, în schimb le interzice să intre în siturile care sunt deja reperate și ei pot avea ușor acces la informații. Există repertoriul arheologic național, RAN denumit, în care ei pot să afle unde au voie să meargă cu detectorul și unde nu au voie. Și dacă se duc în zone absolut îndepărtate de situri, nu sunt probleme. Sigur, trebuie să mai dețină și autorizația din partea poliției. Pentru că, sincer să fiu, dacă nu fac ei acest lucru, noi oricum nu-l facem de la muzeu, pentru că ar însemna să nu mai facem cercetare în situ și să umblăm după ceva, pentru că e ca la loterie, e o loterie. Când plimbi detectorul, e posibil să treci și să nu-ți dai seama, să treci la un metru de o comoară și să nu... Deci de asta trebuie să ai și mult noroc.
Și cu ocazia asta sunt mulți pasionați de teledetecție care găsesc și piese din fier. La prima vedere par niște ruginături. Să nu le arunce, să le aducă la muzeu, pentru că au și acele piese valoarea lor. Noi le restaurăm. Mi-aduc aminte că a fost o persoană care ne-a adus un vârf de lance din fier, de exemplu, rupt. Probabil în timpul unei lupte a fost folosit și l-a rămas acolo, în pământ. Ca să închei, acest gen de descoperiri sunt pentru noi binevenite, pentru că noi nu avem nici timpul și nici mijloace necesare să le găsim. Așadar, stimați telespectatori, găsiți-le și aduceți-le la Muzeul Județean, pentru că, așa cum spuneam, cu toții trebuie să ne bucurăm de ele. Ce să zic, vă urez un sezon plin. Cum vă spuneam și în timpul pauzei publicitare, sperăm din tot sufletul că atunci când veți descoperi tezaurul acela mare despre care, la care eu una visez, să ne chemați și pe noi să-l filmăm și să-l prezentăm telespectatorilor. Dincolo de activitatea secției de arheologie, Muzeul Județean acum în perioada următoare va fi prins în expoziții, va fi foarte prins în școala altfel, cu tot felul de activități, dar despre acest subiect am discutat și în urmă cu ceva timp și vom mai discuta de acum încolo. Domnule Matei, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Cu siguranță ne vom mai revedea în studioul Campus TV atâta vreme cât timpul o să vă permită de acum încolo. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Punem punct aici emisiunii din această seară. Noi ne revedem luni la ora 17. Nu uitați, o seară plăcută, vă doresc, la revedere!